Noapte de Crăciun, preasfințită ești, cu lumini strălucitoare bucurii vestești, că la Betleem s-a născut Iisus, Fiul Tatălui din ceruri pruncul sunt. S-a născut Iisus, pace ne-a adus, bucuria este mare în cer și pe pământ. Îngerii în cor slăvesc pe Salvator, pace pe pământ și bună-nvoire. Blând și drăgălaș, dulce copilaș, ne-a adus din cer lumină, dragoste și har. Dumnezeu ne-a dat ce-a avut mai scump, Fiul lui răscumpărare pe pământ. S-a născut Iisus, pace ne-a adus, bucuria este mare în cer și pe pământ. Îngerii în cor slăvesc pe Salvator, pace pe pământ și bună-nvoire. Magii îl cinstesc pe Fiul Ceresc, păstorii îngenunchează cu drag îl privesc. Cinstește-l și tu în viața ta, cu credință și iubire nu uita. S-a născut Iisus, pace ne-a adus, bucuria este mare în cer și pe pământ. Îngerii în cor slăvesc pe Salvator, pace pe pământ și bună-nvoire. S-a născut Iisus, pace ne-a adus, bucuria este mare în cer și pe pământ. Îngerii în cor slăvesc pe Salvator, pace pe pământ și bună-nvoire.
O, noapte sfântă, oare știut că cel ce-i veșnic, fără de început, avea să vină jos pe pământ, de sus, din slava cerului sfânt? O, noapte sfântă, oare știut că într-o iezle s-ar fi născut chiar Creatorul ce te-a întocmit, ce cu a sa mână te-a plăsmuit? O, noapte sfântă, oare știut că din mărire, lin coborând, avea să cânte cerul cel sfânt ce niciodată n-a mai văzut? Știut ai oare că negre zări se vor preface atunci în zări, într-o splendoare de nedescris, de sus venită, din paradis? Nu, toate acestea nu le știai și doar o noapte simplă erai, până în clipa când s-a născut în lumea noastră Fiul cel Sfânt. De atunci sfântă ești și vei fi, iar despre tine se va vorbi ca despre noaptea schimbată în zi, o noapte sfântă de bucurii. Trecut au anii, secole în zbor, și după noapte vor fi și zori, și în clipa care Iisus va sta pe nor de slavă și își va chema mireasa scumpă în zbor spre cer, să fie veșnic, veșnic cu El. Iar taina sfântă ce-o dezleg mă face astăzi să înțeleg că o noapte sfântă și o sfântă zi îmi vor fi poarta spre veșnicii. Amin. Omenirea în păcat zăcea, nici lumină, nici viață nu era. Peste sufletul abiruia, întunericul îl stăpânea. Dar pe cer o stea deodată apare, pentru orice suflet din scăpare, prevestind întregii lumi iertare. Cei pierduți găsesc eliberare, e Iisus, ce viață adus. Nu există cruce fără este, că și omul Hristos a avut început, îmbrăcând umana mea natură, dezbrăcându slava de Fiu nefăcut. Dar Hristos a venit nu pentru este, și nici laude sau daruri El nu a dorit, ci-și făcu un tron din asa cruce, ca de cui e slujit eu să fiu mântuit. Pentru orice suflet ce nu moare, în Hristos există a salvare, căci din El se varsă împăcare, pentru veci primind glorificare. E Iisus, ce viață adus. Nu există cruce fără este, că și omul Hristos a avut început, îmbrăcând umana mea natură, dezbrăcându slava de Fiu nefăcut. Dar Hristos a venit nu pentru este, și nici laude sau daruri El nu a dorit, ci-și făcu un tron din asa cruce, ca de cui e slujit eu să fiu mântuit. Căci un rege nu prunc a venit să ne salveze, așezat fiind de toți pe cruce, nu în iesle, aur, smirnă, tămâie, n-a vrut nimeni să-i ofere, ci bătăi. Și prin jertfa de atunci astăzi dă eliberare, iar prin rănile Lui iertare, vindecare. Căci un rege nu prunc a venit ca să găsească ce-i pierdut. Căci un rege nu prunc a venit să ne salveze, așezat fiind de toți pe cruce, nu în iesle, aur, smirnă, tămâie, n-a vrut nimeni să-i ofere, ci bătăi. Și prin jertfa de atunci astăzi dă eliberare, iar prin rănile Lui
iertare, vindecare, căci un rege nu prunc a venit ca să găsească ce-i pierdut. Iisus, ce viață Yeah.
Te-ai gândit că fiul tău va fi cândva un rege? Oare te-ai gândit că fiul tău moartea să deslege? Te-ai gândit că acest fiu al tău va face totul nou? Acest copil al păcii va fi al păcii sol. Maria, te-ai gândit că fiul tău va da la or vedere? Oare te-ai gândit că fiul tău va stăpâni furtuna? Te-ai gândit că acest fiu al tău e rege sus în cer? Când priveai la fața lui, îl priveai pe Dumnezeu. Și orbi văd, și surzi aud, și șchiopii merg din nou. Și toți acei ce cred în El vor fi născuți din nou. Și orbi văd, și surzi aud, și șchiopii merg din nou. Și toți acei ce cred în El vor fi născuți din nou. Maria, te-ai gândit că fiul tău va fi un miel de jertfă? Oare te-ai gândit că fiul tău trăiva pentru moarte? Te-ai gândit că fiul tău
va răspândi lumina și că viața și-o va da pentru a ta. Zi, dar neștiind lumea a adormit. Era o noapte obișnuită pentru cei nepăsători, însă cei ce-au așteptat de mult așa au auzit. Dați-i veste, îngerii cântă, glorie, glorie, rege s-a născut. Dați-i veste, îngerii cântă, glorie regelui de sus, glorie regelui Iisus.
vestea era purtată ca de vânt. Nu vă temeți, pace pe pământ. Bucurie mare aduce, s-a născut un salvator. Vestea bună a mântuirii spuneți tuturor. Dați veste, îngerii cântă. Glorie, glorie, Rege s-a născut. Dați veste, îngerii cântă. Glorie Regelui de sus. Glorie Regelui Iisus. Spuneți toți aleluia, slavă. Dați lui Mesia noului născut Iisus, Regelui venit de sus. Spuneți toți aleluia, slavă. Dați lui Mesia noului născut Iisus, Regelui venit de sus. Dați de veste, îngerii cântă. Glorie, glorie, Rege s-a născut. Dați de veste, îngerii cântă. Glorie Regelui de sus. Glorie Regelui Iisus. Amin. Dragi frați și surori, haideți ca împreună să ne ridicăm pe picioare și cu reverență să deschidem Scripturile la prima pagină a Noului Testament, la Evanghelia după Matei, de unde vom citi din capitolul 1, începând cu versetul 18 și până la versetul 25 inclusiv. Evanghelia după Matei, capitolul 1, începând cu versetul 18. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit
și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Puneți cuvântul Domnului. Vă invit respectuos să recupați locurile. Dragii mei, îl binecuvântăm pe singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeu Tatăl, Iisus Hristos și Duhul Sfânt, și tot poporul să spună amin. Amin. Dar frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care ne-l acorda și în după masa aceasta, o seară de sărbătoare. O seară de sărbătoare în care îmi doresc mai mult decât forma exprimată a sărbătorii în inimile noastre să fie sărbătoare, să fie prezența lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul acesta, mărire Domnului. Amin. Mă gândeam la faptul că în perioada aceasta sărbătorilor, atunci când vin aceste zile în care le sărbătorim, noi oamenii avem obiceiul acesta de a ne face planuri, să plănuim timpul cum îl vom petrece. Astfel că în perioada aceasta de sărbători, de nașterea Domnului, oamenii își plănuiesc să își petreacă timp alături cu familia, să facă vizite unii altora, să-și viziteze neamurile, rudele, poate venite de departe, acasă din nou. Își plănuiesc poate să plece undeva la munte, undeva să se relaxeze. Alții mai tineri își plănuiesc să meargă la colindat sau să fie împreună, să aibă timp de părtășie. Și câte alte planuri nu-și fac oamenii, mai ales în timpul acesta de sărbători specific. Și dacă observăm împreună, noi oamenii, în general, avem acest obicei de a ne face diferite planuri în viețile noastre. Ca oameni, ne facem planul cu privire la ce școală urmăm, la ce liceu, plecăm la un profil real sau un profil uman, ce facultate urmăm, să alegem o anumită latură electrotehnică, să alegem inginerie, alegem domeniul IT, alegem domeniul literelor. Și ne plănuim noi încetul cu încetul viața în continuare, ce vom face, ce școală vom urma. Ne plănuim ca oameni unde să muncim, ne dorim un anumit loc de muncă. Fiecare dintre el, fiecare ne plănuim anumite lucruri cu privire la munca pe care vrem să o întreprindem în viața noastră. Ca oameni, ne plănuim cu cine să ne căsătorim, când și unde. Ne plănuim ce casă să avem, dacă să încercăm să luăm o casă în rate sau un apartament, să plătim la bancă. Ne plănuim cum să fie totul și noi ca oameni avem atâtea planuri în viețile noastre, fiecare dintre noi. Cred că fiecare care e prezent în seara aceasta în biserică, avem anumite planuri în viața noastră. Și ceea ce am observat este că, în mod special noi creștinii, atunci când ne stabilim anumite planuri în viață, deseori îl implicăm pe Dumnezeu în aceste planuri, dar în vederea reușitei, în vederea succesului pe care ni-l dorim, să vedem planul acela realizat. Deseori noi ca și creștini încercăm să îl implicăm, să-l punem pe Dumnezeu alături de planul nostru, în dorința ca acel plan să ia ființă, să fie însușit, să fie împlinit. Cu alte cuvinte, atunci când un om își face un plan, zice să-mi ajute bunul Dumnezeu să mă împlinesc. A spus vreodată lucrul acesta? Când v-ați pus un plan în viață, o dorință, ceva ce ați urmărit? Să-mi ajute bunul Dumnezeu să împlinesc lucrul ăsta. Să-mi ajute bunul Dumnezeu să-mi termin de făcut casa. Să-mi ajute bunul Dumnezeu să-mi văd copiii așezați la casa lor.
Să-mi ajute Bunul Dumnezeu să-mi găsesc un loc de muncă. Cred că am zis asta. Și noi, ca și creștini, îl implicăm pe Dumnezeu în dorința succesului, în planul nostru. Dar știți ce pericol mare există aici? Acel pericol de a-L reduce pe Dumnezeu doar la un talisman norocos. Un Dumnezeu care să te ajute atunci când ai nevoie. Și aceasta este marea problemă pe care deseori o avem și se manifestă în mijlocul nostru. Pentru că îl reducem, îl închidem, îl limităm pe Dumnezeu cu privire la acest plan orizontal al vieții pe care noi îl trăim de zi cu zi, al reușitelor la scară mică și uităm de adevărata valoare și însemnătate a lui Hristos, a mântuirii și a vieții veșnice. De multe ori se înțelege că întruparea lui Hristos a avut ca scop ca Dumnezeu să fie alături de noi și să ne ajute. Zilele trecute am încercat să urmăresc câteva versuri de colinde în care am citit versurile și deseori am întâlnit aceste afirmații. Hristos s-a întrupat să ne aducă bucurii, să ne aducă pace, să ne facă bine. Și spunea unul dintre versuri: Doamne, tot ce pot să-ți dau de acest Crăciun este un mulțumesc. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că această concepție, acest mod de a-L privi pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care ne ajută când avem nevoie și atât, este atât de păcubitor pentru sufletul nostru, pentru veșnicia noastră și în același timp este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15 cu 19 spune așa: dacă ne-am pus încrederea în Hristos numai pentru viața aceasta, suntem cei mai nenorociți oameni. De aceea, dragii mei, aș vrea în ziua de astăzi să înțelegem, pe baza acestui cuvânt pe care l-am citit din Sfintele Scripturi al lui Dumnezeu, că diametral opus de această viziune a oamenilor prin care le percepe Hristos ca un domn care le ajută când au nevoie și ajută în împlinirea planurilor lor, Hristos s-a întrupat să ne mântuiască, nu ca toate planurile noastre să reușească. Repet, Hristos s-a întrupat să ne mântuiască, nu ca toate planurile noastre să reușească. Și când rostesc această afirmație, Hristos s-a întrupat să ne mântuiască, dragii mei, aș dori să pătrundem mai adânc decât forma strictă literară a cuvintelor, o formă mai adâncă, să înțelegem dincolo de abstract, dincolo de formă, că ne-am obișnuit poate cu expresia aceasta a mântuirii și a realității ei. Aș vrea să ne cercetăm după masa asta și să ne gândim cu adevărat ce înseamnă Hristos pentru noi, ce înseamnă întruparea lui Hristos pentru noi. Hristos s-a întrupat să ne mântuiască, nu ca toate planurile noastre, la scară mică, din viața aceasta, pe orizontală ce ține aici, să ne reușească nouă. Și întrebarea pe care doresc să o ridic în după masa aceasta și la care doresc să dăm câteva răspunsuri este: de ce planul lui Dumnezeu de a ne mântui ar putea să ne afecteze planurile noastre? De ce planul acesta lui Dumnezeu de a ne mântui prin Hristos s-ar putea să ne afecteze, să vă afecteze dumneavoastră planurile și mie? Și în primul rând aș vrea să înțelegem că prin Hristos Dumnezeu ne mântuie de păcatele noastre și nu de toate problemele noastre. De ce planul lui Dumnezeu de a ne mântui ne poate afecta planul nostru? Pentru că prin Hristos, în primul rând, Dumnezeu are în vedere să ne mântuie de păcate, de păcatele noastre și nu de problemele care pot să apară în viețile noastre. Și acest lucru îl înțelegem din versetul 20 și 21. Dacă stăm să ne gândim cu toții împreună, cine nu știe ce sunt alea probleme în viață? Cred că fiecare dintre noi, zi de zi, experimentăm acestea, problemele. Avem probleme la școală, apar probleme în familie, apar probleme în biserică, la locul de muncă, problemele sunt peste tot. Cu toții știm ce sala, pentru că le experimentăm și nu sunt totdeauna plăcute în viețile noastre. Dar întrebarea este, oare
cu adevărat aceste probleme de zi cu zi reprezintă adevărata problemă existențială a noastră ca oameni? Oare Hristos s-a întrupat pe pământ în trup de om prin Duhul Sfânt ca El să rezolve sau să ne ajute în rezolvarea acestor probleme de zi cu zi? Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că problema existențială a fiecărui om născut pe pământ, a fiecăruia dintre noi care este prezent în seara asta aici, este o problemă care a străbătut istoria, a străbătut generațiile și timpul în lung și în lat, și această problemă se numește păcatul. Problema existențială a fiecărui om în lumea asta este această problemă a păcatului care produce despărțirea de Dumnezeu, pentru că noi am fost creați să fim în comuniune cu Dumnezeu. Odată cu căderea noi am fost rupți în această comuniune perfectă cu Hristos, cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Și ceea ce avem noi, fiecare, această problemă existențială, problemă de vârf, este această problemă a păcatului care depășește problema nereușitei de la școală, nereușitei examenelor, nereușitelor pe care le avem în viața de familie, în viața de la serviciu, le depășește cu net superior. Pentru că această problemă, mai mult decât viața aceasta de 20, 30, 60, 80 de ani, vizează veșnicia dumneavoastră, veșnicia noastră a tuturor. De aceea, dragii mei, aș dori să înțelege că mai mult decât aceste probleme ale noastre, Hristos s-a întrupat să ne mântuiască, nu ca toate planurile noastre să reușească, pentru că, în primul rând, El are în vedere să ne mântuie de păcate și nu de toate problemele pe care apar în viețile noastre. De aceea, chemarea pe care vreau să o fac fiecare dintre noi în seara aceasta este să-L căutăm pe Hristos cu o inimă sinceră și curată, în vederea mântuirii păcatelor noastre și nu încercând să determinăm binecuvântarea prin modul nostru de a trăi. Pentru că de atâtea ori am spus poate în viețile noastre, măi, îs copil pocăit, îs băiat bun, încerc să fiu un om moral ca Dumnezeu să mă binecuvinteze, să meargă bine în viață. Aceasta este o viziune distorsionată de la adevărul, de la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi trebuie să-L căutăm pe Hristos pentru a putea să fim mântuiți de aceste păcate, de păcatul nostru, de blestemul morții care șade peste noi, care poate fi ridicat numai prin Iisus Hristos. Mări să fie numele Lui Cel Sfânt. De aceea, dragă biserică, fiecare dintre noi, frați și surori, tineri și bătrâni, haideți, dragii mei, să-L căutăm pe Hristos în vederea mântuirii păcatelor noastre și nu a problemelor noastre pe care noi le avem. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrul acesta. Vă gândesc la Maria și la Iosif, la ceea ce noi am citit în text. Doi tineri care și-au plănuit, cum noi ne plănuim atâtea alte lucruri, să se căsătorească. Și observăm că umblarea asta cu Dumnezeu poate să aducă uneori probleme, dar doar probleme temporare cât privește viața aceasta. Maria era fecioară, era logodită și totuși, spune cuvântul că ea se afla însărcinată de la Duhul Sfânt. Era logodită și ea era însărcinată. Iosif urma să se căsătorească cu astfel de femeie, ceea ce în cercurile iudaice conservatoare, asta presupunea o normă care nu putea fi trecută. Adulterul era foarte aspru pedepsit. În situația în care acești doi tineri s-au aflat, Iosif și Maria, au apărut aceste probleme în viețile lor. Ea era logodită și totuși însărcinată. Iosif încă nu aflase de la Îngerul Domnului ceea ce s-a întâmplat cu Maria. Și Iosif începe și își plănuiește o metodă, un plan de scăpare. Dar, așa cum am zis la versetul 20, când îngerul îi se arată lui Iosif, îi spune, Iosif e fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria. Eu mă gândesc la Maria în situația în care era logodită și totuși însărcinată. Se gândea, cum va putea să explice această femeie, această logodnică, soțul ei, că ea e însărcinată de la Duhul Sfânt? Cum putea să perceapă oamenii din jur că Maria este însărcinată de la Duhul? Cum putea să înțeleagă asta Iosif prin vorbele Mariei? Cum și-a pus omul ăsta problema?
într-o postură în care și-au plănit totul să decurgă bine, ca oricare alții, să aibă o nuntă, deodată apare o problemă în mijlocul relației lor, a logodnei lor. Duhul Sfânt a fost cel care a fost la mijloc și Maria a fost însărcinată prin puterea divină a lui Dumnezeu. Și Iosif, în momentul în care vede îngerul, putea să se aștepte la o revelație a lui Dumnezeu prin care se aducă rezolvarea problemei lui. Atunci când noi ne aflăm în diferite crize de toate naturile, atunci când Dumnezeu îți vorbește prin cuvânt profetic sau îți vorbește printr-un frate sau prin cuvânt, ne așteptăm ca oameni să ne spună problema ta va fi rezolvată astfel. Probabil, da sau nu, era și așteptarea lui Iosif. Când îngerul îi se revelează, se aduc o rezolvare a problemei pentru moment. Dar spre surprinderea noastră, ceea ce îngerul îi spune lui Iosif este: nu te teme să iei pe Maria la tine, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Și spune așa: ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Noi ca oameni ne-am aștepta când Dumnezeu ni se revelează și suntem în mijlocul problemelor și încercărilor, ca Dumnezeu să vină cu o soluție imediată și să spună problema ta este rezolvată. Dar ceea ce face aici Dumnezeu prin îngerul său îi spune: nu te teme, ia-o la tine pe Maria, căci ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus. Adică Yeshua, ebraicul Yeshua, care înseamnă Dumnezeu mântuiește. Pentru că aceasta este menirea lui Hristos când a venit în lume, de a da iertare păcatelor și nu de a duce rezolvare totală problemelor pe care noi le avem. De aceea, dragii mei, atunci când ne aflăm în încercare, când apar probleme în familie între soț și soție, atunci când apar tulburări în noi ca tineri, de caracter, când nu știm încotro să mai apucăm și ce să facem cu viața noastră și ne îngrijorează ce și cum, atunci când apar probleme în viețile noastre și nu ne descurcăm cu banii, cu dat afară de la serviciu și cu câte alte probleme care pot să apară, dragii mei, vreau să înțelegem că Iisus Hristos are în vedere întotdeauna, în primul rând, să ne mântuie de păcatele noastre și nu de toate problemele noastre. În primul rând, Dumnezeu are în vedere cu sufletul nostru ca să fie mântuite. De aceea rugăciunea noastră să fie, în primul rând, ca Dumnezeu să se îndure de noi, să ne izbăvească din păcat și nelegiuire. Și Dumnezeu, partea frumoasă este că spune că El este Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Hristos a spus așa: în lume veți avea necazuri. De probleme în viața aceasta, dragii mei, nu suntem scutiți. Fie că ești pocăit sau nu, problemele sunt o realitate în viețile noastre. Dar diferența care e făcută între aceste două realități este că atunci când ești cu Dumnezeu, Dumnezeu, în primul rând, îți mântuie păcatele tale, îți iartă păcatele tale, ca tu să poți să ai din nou părtășie cu Dumnezeu care vizează veșnicia. Și apoi Dumnezeu ne promite, căci El este Emanuel, care va fi cu noi. E o mare diferență între a-L căuta pe Dumnezeu ca să-ți fie rezolvată problema dumitale sau a-L căuta pe Dumnezeu pentru păcatele, povara păcatului și a nelegiuirii care este peste noi și care are urmare moartea veșnică și judecata lui Dumnezeu. E o mare diferență aceasta. De aceea, dragă biserică, în numele lui Iisus Hristos, vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră în frunte cu mine să-L căutăm pe Iisus Hristos, ca El să ne mântuie de păcatele noastre, măriți să-I fie numele Lui, căci El e Domnul care ne spală în sângele Lui cel Sfânt. Și să nu uităm că și totuși Emanuel este cu noi și ne va ajuta în mijlocul problemelor noastre. Larry Grab, un autor creștin, spune așa: a-L găsi pe Dumnezeu în viața aceasta nu presupune să construiești o casă ferită de furtuni, ci mai degrabă presupune să construiești o casă care poate să rămână în picioare în fața furtunilor. Și ăsta e Emanuel, Dumnezeul nostru. Măriți să fie numele Domnului. De aceea, dragii mei, haideți să-L căutăm pe Domnul pentru această problemă primordială păcatului, ca e prin El să fim reîmpăcați cu Tatăl și mântuiți în numele Lui, măriți să fie numele Lui Dumnezeu. Amin. Apoi, în al doilea rând, referitor la această întrebare,
De ce planul lui Dumnezeu de mântuire s-ar putea să ne afecteze planurile noastre pe care ni le facem? Este pentru că prin Hristos participăm noi la planul lui Dumnezeu și nu Dumnezeu la planurile noastre. Și lucrul ăsta îl înțelegem din versetele la 20 la 23. Și când vine vorba de planuri, dați-mi voie să vă spun că asta e o problematică grea. Pentru că, așa cum am spus adineauri, fiecare dintre noi avem diferite planuri. Ce țin de familie, școală, serviciu și toată această dimensiune a planurilor pe care noi ca oameni ni le facem. Și de altfel și Iosif și Maria și-au făcut un plan. Planul de a se căsători. Și tot acest plan al lor l-au pus la punct, a căsătoriei, cum va urma, ce va fi, s-au logodit și urma ca peste un timp, cel mai probabil în timp de maxim un an de zile, să poată să aibă loc ceremonia anunții, ca apoi să fie soț și soție. Și deodată, în mijlocul acestui plan perfect în mintea unor oameni, apare această problemă. Maria era însărcinată. Iosif și Maria și-au făcut un plan cum să decurgă lucrurile în viață, cum noi ne facem de atâtea ori. Și totuși apare o problemă extraordinară. Maria era însărcinată, Iosif încă nu știa. Îngerul încă nu i s-a revelat. Și ceea ce este foarte, foarte interesant este că Îngerul Domnului se arată lui Iosif și spune: Iosife, repet, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Cu alte cuvinte, cu toate că Iosif și Maria au avut un plan ca oameni, că Îngerul se revelează lui Iosif, nu i-a dus o aprobare a planului, pentru că Iosif și-a făcut un plan. Spune așa: Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascu. A plănuit să facă ceva. A plănuit o portiță de scăpare ca Maria să nu fie supusă rușinii și, ceva mai grav, lapidării, care era posibilă în vremea aceea, în comunitatea iudaică pentru adulter. Iosif, pentru că era un om neprihănit, și-a pus în plan să o scape pe Maria, pentru că încă nu știa, nu i s-a revelat Îngerul lui Dumnezeu să-i spună care era de fapt planul lui Dumnezeu. Și când îi se revelează Dumnezeu prin acest înger, nu-i aprobă nici măcar planul, nu-i dă nici măcar o soluție de moment, imediat atunci, și îl face conștient de faptul că, mai mult decât planul lui ca om, Dumnezeu e Cel care l-a integrat pe el, pe casa lui, în planul divin, planul mântuitor. Ca în mijlocul lor să se nască Iisus Hristos Domnul, Cel care va aduce mântuire tuturor oamenilor prin credința în El, mărit să fie numele lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegem și noi într-un mod practic în viețile noastre, pentru că ne facem de atâtea ori planuri și încercăm, așa cum am zis, să îl implicăm pe Dumnezeu în dorința de a vedea planul nostru dus la succes. Și rugăciunea noastră de multe ori se manifestă în modul acesta: Doamne, ajută-mă să mă împlinesc acest plan, ceea ce mi-am propus, năzuința mea. Dar, dragii mei, haideți să învățăm și să încercăm să ne schimbăm această rugăciune și să spunem: Doamne, oare care-i planul Tău cu privire la viața mea? Să nu ne implicăm noi pe Dumnezeu în planul nostru, încercând să-L folosim ca o sursă sau vehicul la binecuvântării, ci să căutăm, să-L întrebăm și să aflăm de la Dumnezeu: Doamne, care este planul Tău cu privire la viața mea? Amin. Amin. Ne facem atâtea planuri și ne îngrijorăm cu ce va fi în viitor. Cum ne vom crește copii, cei care au? Cum ne vom descurca în continuare cu contextul sociopolitic al zilelor noastre de astăzi? Și îngrijorările sunt multe și planurile de asemenea sunt multe. Dar cea mai importantă întrebare atunci când vine vorba de plan, mai mult decât planul nostru, este: Doamne, care este planul Tău cu privire la viața mea? Ce vrei Tu, Doamne, să fac? Ce îmi spui, Doamne, să fac? Poate atât vreau să spun lui Dumnezeu: Doamne, uite, asta vreau să împlinești. Și poate uităm acest lucru, să-L întrebăm pe Dumnezeu care este locul nostru în planul Său.
Pentru că Dumnezeu are cu fiecare dintre noi un plan. Dar e important dacă îi dăm voie lui Dumnezeu ca acest plan să ia ființă și dacă ascultăm de ceea ce El ne vorbește. Și mă rog, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și pe scurt aș vrea să vedem ce se întâmplă atunci când acceptăm să fim parte a planului lui Dumnezeu, a planului de mântuire, adică să fim mântuiți. Ce se întâmplă atunci când acceptăm planul lui Dumnezeu de mântuire, adică să fim mântuiți? Și în primul rând, cum spune versetul 18, Hristos va lua chip în noi, spune așa. Ea, adică Maria, s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, atunci când acceptăm planul, să luăm parte la planul lui Dumnezeu de mântuire, de a intra în mântuirea lui Dumnezeu, e necesar, așa cum Hristos, ca să întrupeze pe pământ, să aducă iertarea, o trebuie să ia un trup de om prin Fecioara Maria, de la Duhul Sfânt. Tot așa este necesar ca Hristos să ia chip în noi duhovnicesc, în ființele noastre. Pentru că nu putem să fim în mântuirea lui Dumnezeu decât dacă Hristos în adevăr, dincolo de vorbele pe care le tot spunem noi despre mântuire și despre umblarea cu Dumnezeu, este ca Hristos însuși să ia chip în noi, în noi să fie prezența lui Dumnezeu reală și dinamică, vie în noi. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta, ca Hristos să ia chip în fiecare suflet dintre noi. Pentru că atunci prin Duhul Sfânt valorile noastre sunt schimbate. Poți să spui fiecărui om în parte, mă, nu-i bine să trăiești așa, pentru că dacă omul ăsta nu-i schimbat din interior, dacă nu-i schimbată mintea prin Duhul Sfânt, dacă sistemul de valori nu-i pus în conformitate cu sistemul de valori al lui Dumnezeu, poți să-i tăi spui că ține numai de o lege și nu ține de inima curată înaintea lui Dumnezeu. De aceea e nevoie în mod imperios ca Hristos în fiecare dintre noi, dragi tineri, frați și surori, Hristos să ia chip în noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Apoi, atunci când, dacă suntem parte și acceptăm să fim partea mântuirii lui Dumnezeu, vom fi călăuziți de El. Vom fi călăuziți de Dumnezeu. Versetul 20-21. Când Iosif s-a aflat în această criză de moment, când nu știa ce și cum să facă și cum e mai bine să procedeze, spune că un înger i s-a arătat și i-a spus ce să facă. Nu te teme, ia la tine pe Maria. Atunci când vom fi în mijlocul problemelor și incertitudini în viață, atunci când după ce termini facultatea și nu știi ce să faci, atunci când vrei să te decizi să mergi la una și nu știi încotro, atunci când nu știi ce va mai fi cu viața ta, că nu vrei să plătești ratele la bancă, atunci când nu știi cum e cu tine, atunci când nu mai știi încotro să apuci, atunci când vine boala și necazul în viața ta și zici, Doamne, unde ești? Dacă suntem în adevăr parte din mântuirea lui Hristos, El ne promite că ne va călăuzi prin Duhul Sfânt, mărit să fie numele Lui cel Sfânt. Și nu în ultimul rând, dacă vom fi parte a mântuirii, a plan, dacă vom accepta să fim parte a planului mântuitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, vom fi întăriți prin cuvânt. Versetul 22 spune așa, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, Fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu. Atunci când suntem parte a planului de mântuire, atunci când suntem mântuiți în Hristos, în mod real, și repet, dincolo de cuvintele pe care le poate rostim atât de ieftin, să fim parte a mântuirii, să fim mântuiți în Hristos și credința noastră să fie cu adevărat confirmată prin modul nostru de a trăi, atitudini, vorbe, gânduri, asta să se vadă în noi, atunci vom fi întăriți prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum Iosif și evanghelistul Matei sublinează aici împlinirea profețiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu ne va întări și pe noi prin cuvânt, prin cuvântul Scripturii, citit, proclamat, profețit. Dumnezeu ne va întări ca astfel să fim întăriți în credință, în vederea promisiunilor Lui, să vedem promisiunea lui Dumnezeu reală în viața noastră, ca aceasta să ne dea aripi înspre înaintarea, înspre împărăția lui Dumnezeu care ne așteaptă. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. De aceea îndemnul meu și chemarea mea pentru noi fiecare este să căutăm să fim partea planului mântuitor al lui Dumnezeu. Cu adevărat să fim niște oameni mântuiți în Dumnezeu și întotdeauna să avem în vedere ca în prim plan noi să fim în planul lui Dumnezeu, în mântuirea Lui și nu Dumnezeu în planurile noastre. Și Dumnezeu să ne ajute pe noi toți la lucrul acesta. Amin. În cele din urmă, frații mei, întrebarea pe care am adresat-o și pe care mă gândesc că cel puțin parțial ne-o aducem de aminte cu toții, de ce planul lui Dumnezeu de a ne mântui
ne-ar putea afecta planurile noastre. În al treilea rând vreau să afirm din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că prin Hristos noi ascultăm de Dumnezeu, nu Dumnezeu de noi. Versetul 24 spune așa: când Iosif s-a trezit din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa. Vedeți, ascultarea este una dintre problemele capitale ale societății contemporane în care noi trăim. Se vehiculează și se spune dintr-o parte într-alta, tinerii nu mai ascultă de părinți. Nimeni nu mai vrea să asculte de nimeni, toată lumea vrea să fie propriul lui șef, să fie pe barba lui, să aibă propria autonomie și el să stăpânească peste propria lui viață, gândire, sentimente, acțiuni. Nimeni nu mai vrea să fie sub supunere, toată lumea vrea să fie șeful, el să-și controleze viața și tot ce face. Și o problemă noastră a societății în care noi trăim. Dar este atât de preț să învățăm, căci ascultarea de Dumnezeu face mai mult decât orice. Și cunoașteți versetul scriptural, a ceea ce înseamnă ascultarea și jertfa. Îl vedem pe Iosif într-o situație limită. Îngerul lui Dumnezeu îl călăuzește și spune, nu te teme, ia-o pe Maria la tine. Era o indicație total împotriva oricărei logici omenești, împotriva oricărei rațiuni. Cine te-ar fi crezut din societate că Maria e însărcinată de la Duhul Sfânt? Vă întreb, cine ar fi crezut? Era un argument împotriva logicii noastre umane, a limitărilor noastre. Și cu toate astea, Iosif spune Scriptura că a ascultat de ceea ce îngerul i-a vorbit din partea lui Dumnezeu. Și aceasta este ceea ce doresc prin ajutorul lui Dumnezeu să învățăm și noi. Prin Hristos, noi ascultăm de Dumnezeu și nu Dumnezeu de noi. În situațiile noastre tensionate din viață, în paralel cum a fost situația aceasta lui Iosif, atunci când poate vine boala peste tine, atunci când te trezești cu cancer și cu citostatice, atunci când te trezești cu pieptul la rinichi, atunci când vezi că simți că inima îți bate din piept, atunci când simți că totul e aradeaua, atunci e important să nu căutăm să ascultăm de noi înșine și să-L determinăm pe Dumnezeu prin ruga noastră să ne asculte dorința noastră și să învățăm să spunem, Doamne, vreau să ascult de Tine. Nu există un lucru mai de preț decât atunci când suntem în încercare și nu știm ce să facem, atunci când avem semne mari de întrebare în viețile noastre și nu știm încotro, să nu-i spunem, Doamne, de ce mie? De ce ai îngăduit, Doamne, să am eu problemele astea în familie? De ce ai îngăduit, Doamne, să trec eu prin încercarea asta acută? De ce mie, Doamne? Ci să învățăm mai degrabă să spunem lui Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac în situația aceasta? Doamne, ce vrei să fac? Cum vrei să împlinesc? Ce să știu face? De aceea, dragii mei, vă chem să căutăm să-L ascultăm pe Dumnezeu în tot ceea ce ne vorbește prin cuvântul Lui cel Sfânt. Și bunul Dumnezeu să ne întărească și să ne ajute la lucrul acesta. Uneți că noi toți, ca oameni vii în carne și oase care trăim în perioada aceasta timpului, într-o lume ciudată total, într-o lume în care valorile sunt întoarse pe dos, într-o lume în care păcatul e ridicat la rang de virtute, o lume în care nu mai cunoști bine și atât de greu să deosebești autenticul de fals, o lume în care e o lume antropocentrică, toată lumea privește înspre el însuși. Dacă acum câteva sute de ani, 200 de ani, în fiecare oraș, asta spune ceva, și în fiecare sat, și aici mă ajutați dumneavoastră, vă rog, ce există în fiecare oraș sau în fiecare sat în centru? Ce există acolo? O biserică. Pentru că oarecum societatea anilor trecuți, a sutelor ani înainte, era configurată pe această idee a teocrației oarecum. Și în fiecare oraș sau sat există o biserică în centru. Odată începând cu anii 60, 70, 80, când a apărut drepturile omului și tot mai departe, oamenii au scos biserica, au scos pe Dumnezeu din centru și au introdus ce? Au introdus omul. Societatea contemporană este o societate antropocene, privește doar înspre sine. Omul să fie bine, asta putem înțelege din mass media, din reclame, din tot ce se vehiculează prin sunete și imagini. Omul este important, tu să te simți bine, tu să fii în valoare, tu să ești totul, tu ești propria ta discernere, tu ești propriul tău Dumnezeu,
Tu ești sursa tuturor lucrurilor. Asta este ce lumea inoculează mințile oamenilor. Și asta e societatea în care noi trăim și suntem de multe ori afectați și influențați. O lume în care fiecare om privește ca lui să-i meargă bine. Când oamenii și noi, de multe ori, trebuie să o recunoaștem, încercăm să ne îngrijim numai de problemele noastre. Să ne meargă bine cu școala, să ne meargă bine cu serviciu, cu familia, cu planurile noastre pe care le avem. Și poate punem de cele mai multe ori în plan secundar pe Dumnezeu și mântuirea Lui. Ne ocupăm de aceste probleme firești, de aceste probleme care sunt o realitate și nu e rău să le rezolvăm în ce privește viața, dar ceea ce e problema mare că lăsăm pe Dumnezeu și marea problema păcatului lăsăm pe locul 2. Aici e toată problema, miezul. De aceea, dragii mei, vreau să înțelegem că Hristos a întrupat să ne mântuiască, nu ca toate planurile noastre să reușească. Chemarea noastră ca oameni al lui Dumnezeu, oameni care ne s-au descoperit adevărul lui Dumnezeu, este să acceptăm prețul ucenicii, să ne angrenăm alături de Hristos în lucrarea la care suntem chemați, de a trăi cu adevărat cu Dumnezeu, de a avea parte de realitatea mântuirii, a nașterii din nou, nu vorbe, nu forme de exprimare, ci nevoie schimbarea vieții, schimbarea gândurilor, schimbarea atitudinii. Și asta se poate face numai prin ajutorul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, în lumea asta ciudată, în lumea asta care ne influențează mintea, gândirea și valorile noastre, haideți să ne întoarcem la bunul Dumnezeu, să înțelegem că tot ce e mai de preț e să ajungem să fim mântuiți prin Iisus Hristos. Marea noastră problemă, care e urgentă și nu acceptă amânare, e această problemă a păcatului și a despărțirii de Dumnezeu. Hristos ne cheamă astăzi în dragostea Lui și cu ocazia acestei sărbători care ne vorbește despre întruparea Lui Hristos, ne spune despre măreața sa slujire. Și misiune, aceea de a ne mântui de păcate. De aceea, dragii mei, haideți să ne întoarcem la bunul Dumnezeu și să luăm hotărâri noi în a-L căuta pe Dumnezeu cu toată inima, în vederea mântuirii sufletului nostru, de a căuta ca prin El să fim regenerați, reînnoiți și mântuiți și să ne trezim odată din somnul și din amorțirea asta. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu, frații mei! Hristos a spus în Ioan 14, mă duc să vă pregătesc un loc. Acolo unde am să fiu eu, să fiți și voi. Dragii mei, că în adevăr ne dorim să fim partea mântuirii lui Dumnezeu și înțelegem această realitate mai profund decât forma exprimată prin cuvinte și litere a mântuirii, a veșniciei. Spune că va fi un cer nou și un pământ nou unde vom fi pentru totdeauna cu Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre. Binecuvântat să fie numele Lui. A Lui să fie toată slava și gloria în veci. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să dea mântuirea tuturor dintre noi din locul acesta. Amin. Amin. Pe Fiul Său în lumea noastră s-a întrupat pentru mine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi. Chiar dacă la un moment dat a murit, a fost pe o cruce răstignit, a înviat a treia zi, s-a urcat la Tatăl și a făcut o promisiune măreață că va trimite pe Duhul Său cel Sfânt care să fie cu noi și în noi până la sfârșitul vremurilor. Slăvit să fie Domnul! Amin. Duhul Său cel Sfânt să fie peste biserica din Dej, biserica numărul 1. Duhul Său cel Sfânt să fie în inima mea, în inima dumneavoastră, în inima voastră, tinerilor. Duhul Său cel Sfânt pe care L-a promis. Și spune Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 16, mărturisea și spunea Domnul Iisus Hristos, eu mă voi ruga, o ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângăitor, care să rămână pentru un timp cu voi, așa spune cuvântul, nu? Care să rămână cu voi în viață, slăvit să fie Domnul, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi, mărturisește cuvântul lui Dumnezeu. Lumea nu-L poate primi și nu-L poate, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți, că rămâne, căci rămâne cu voi și va fi cu voi. Amin. Aș vrea să încheiem seara aceasta de părtășie. Aș vrea să încheiem această seară, această zi de sărbătoare. O rugăciune, o rugăciune în care să ne rugăm să venim înaintea lui Dumnezeu fiecare în dreptul nostru, o rugăciune de cercetare,
eram îndemnați prin fratele Lavinul aceasta, o rugăciune de cercetare, fiecare să ne cercetăm, să vedem cum suntem. Pentru că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, s-a întrupat pentru ca să ne mântuiască de păcatele noastre, să ne mântuiască și într-o zi să ne ducă în cer la Dumnezeu, unde am vrea ca cu toții să fim, dragii mei, împreună cu copiii noștri, soția pe care ne-a dat-o Dumnezeu, cu toată biserica, biserica numărul 1 din Dej, să ajungem la Tatăl nostru, la Dumnezeul nostru, la Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru mine, s-a jertfit pentru tine, slăvit să fie Domnul! Vă invit să vă ridicați în picioare, vom face rugăciunea aceasta.